ne-aș punea portrete deasupra fiecărei mese și fiecărui fotoliu pe care se așezase vreodată. Era un fel de Nicolas Maduro, acest Liviu Dragnea. Și iată că dintr-o dată, după ce Dragnea v-a scăpat și a ajuns la Răcorică pe timpul verii, aflați că v-au furat alții. Cine să fi furat, dom'le? USR-ul. Că USR-ul nu știa nici să numere până la 10, înainte de alegerile astea. Este un partid ricoșeu, acest USR. Este glonțul ăla pe care îl tragi într-un palmier și din palmier se duce într-o stâncă, după aia între craci și lușar ca bore și până la urmă ți ajunge direct în frunte. Adică un glonț de 4 ori contrat care până la urmă intră în poartă. Deci cam ăsta este USR-ul. Da? Un partid conjunctural, cum să te fure? Ei nici măcar nu știu pe ce lume trăiesc. Învârtiți un pic Europa asta ca la bile, să vedeți, vă dau ăștia din USR niște răspunsuri. Că le-am citit și eu pliantele alea. Ziceai că sunt ofertele pizzeriilor de la Tineretului. Așa arătau pliantele, bine făcute, bani grei, bani până la urmă munciți, desigur, de acest partid. Și acolo erau date pe CV-ul respectiv toate realizările viitorilor europarlamentari. Epocală! Ba, n-au zis nimeni de ei. Orice puteai să scrii acolo. A combătut, a participat la ședința din 7 ianuarie 2004. Ba chiar la un moment dat lua cuvântul. A forțat luarea cuvântului și într-un epilog al nu știu cărei mese. Așa erau. Deci astea erau faptele lor de vitejie. Luaseră cuvântul în diferite ședințe nemediatizate, uitate de toată lumea. Bun, și că l-au răzuit pe Dragnea de pe toți pereții Partidului Social Democrat, așa cum Dragnea la rândul lui făcuse cu Ion Iliescu și așa cum istoria face deja cu Partidul Social Democrat, cea mai mare unitate, da, marea unitate de lut a acestui partid, încă o dată și-a spus cuvântul, ei mă credeau că sunt mai deștepți decât noi. Da? Noi ne certam de aici, îl combăteam pe Codrin Ștefănescu în fiecare seară, trebuia să-l combat pentru că el intra numai la mănăstire și eu venind după trebuia să-i dau replica. Da? Îl combăteam așa, dar în fiecare zi, el credea că e mai deștept decât noi. Noi asta le spuneam, nu aveți nicio unitate, vă dușmăniți unii pe alții, sunteți zero barat toți, praful se va alege într-o zi de voi. Când alege destinul, numai de timp și de destin vorbeam. A fost mai nerăbdător timpul ca pe vremea lui Marin Preda. Și au uștit repede de tot. Astăzi sunt vai de mama lor. Ăla joacă table la pușcărie. Liviu Dragnea joacă table. Să-i dea Dumnezeu sănătate să aibă noroc la table. Un mare jucător de table e până la urmă un cetățean important și Mitică Dragomir. S-a lansat în lumea asta bună tot așa. Mare jucător, mare de tot. Jucător de table. În rest nu s-a priceput la foarte multe. Dar la table, Dumnezeule, învârtea zarurile alea ca Micuțu și Potra, da, în romanele lui Sven Hassel, și când le dădea aia se mai învârteau și în jurul tunului. Da? Dar le arunca Mitică, întotdeauna cădeau acolo. E bună expresia, cu zarurile erau aruncate. Dar nu știa Mitică. În viața lui erau aruncate de mult. Bun. Deci nu mai e. Liviu Dragnea pe pereții Partidului Social Democrat a dispărut. L-au răzuit ăia cu dușmănie. În ciudă l-au dat jos. Asta aici. Că Dragnea își punea portretul absolut peste tot. Nici Gaddafi n-avea mai multe corturi, că dacă ar fi avut, ar fi fost și el cu portretele pe acolo, dar legea triburilor libiene, și nu-i permitea la un moment dat câte puteai, de la 2300 de tablouri în sus. Da, dar nu până la infinit. Și atunci, la un moment dat, exista așa acolo o limită. N-avea. Era, sigur, portretul lui și în diaspora libiană mai multe locuri, de exemplu în Tunisia, în Algeria, îl găseai pe Gaddafi dacă te duceai într-o cârciumă dintr-aia nepăzită unde puteai să bei un ceai de mentă. Era portretul lui, cică. Avem corespondenți și pe acolo. Dar odată cu mătrășirea sa, evident că Gaddafi, totuși vorbim de Gaddafi. Da. A fost un Dumnezeu al țărilor arabe atâta timp. Știe Nea Traian că a fost în cortul lui. Știe, ori fi vorbit de blondele cu potențial, că îi plăcea lui Gaddafi să vorbească despre potențial. Legea pensiilor trântită de absenteismul PSD, mă rog, e un fel de a spune. Sigur, au aflat și senatorii PSD că lucrurile nu merg foarte bine. Ați auzit că nu mai sunt bani, de exemplu, pentru spitalele regionale anul ăsta.
Doamna Dăncilă a făcut niște greșeli de calcul, dar poate nu sunt ale ei. Poate sunt ale lui Mișu Tudose, poate sunt ale lui Grindeanu, poate sunt ale lui Ponta sau ale ălea cu cracii lungi de lângă Ponta. Nu știm ale cui greșeli de calcul sunt, nu mai sunt bani și nu mai sunt bani practic nici pentru pensii. România rămâne antepenultima țară ca nivel de dezvoltare în UE, un nivel considerat de către specialiști europeni submediocru. Deci n-am progresat cu nimic, acești firfirei care au venit în plus la pensie nu scot țara din criză sau din rahat, absolut deloc. E bine, n-ar mai fi bani nici pentru pensie, eterna dispută în politica românească. Pensiile și salariile bugetarilor, pentru că ăștia sunt oamenii pe care partidele politice îi manipulează cel mai ușor. Nu există, atenție, dragi prieteni, niciun fel de considerație a politicienilor pentru oamenii amărâți, pentru ăia care trăiesc dintr-o pungă cu pufuleți o săptămână. Nu, ei vă detestă la fel de mult cum mă detestă pe mine. Da? Dar vouă vă dau acești firfirei, unul la mână, pentru că sunt nesemnificativi, nu o să deveniți nici mai frumoși, nici mai bogați, și doi la mână, pentru că așa vă pot cuceri. Da? Sigur că sunt câteva televiziuni care le țin isonul și așa reușesc să vă păcălească de 30 de ani. Dar nu există nicio lege a pensiilor și a salariilor. România nu este decât deasupra Bulgariei și conform unor date statistice foarte ușor, ci că ar fi intrat și Lituania în bâlciul ăsta. Se pare că, informațiile nu sunt încă oficiale, se pare că ar fi făcut și aia niște erori de calcul, ei fiind și ei săraci la bază, lituanienii, deși i-au adoptat moneda euro, pentru că acolo au pus osul, i-a interesat chestiunea asta, vreau să lase ceva în urmă, fiind irreversibilă trecerea la moneda europeană, Lituania nu va muri. Deci chestiunea asta o va ajuta, o plasează bine în spectrul politic european, dar are totuși în momentul de față niște probleme cu economia. Croația, de asemenea, care, la fel ca și Grecia, nu știe să-și valorizeze turismul. Este un turism făcut cu heirupul, prost gândit, ca și în Grecia, și care practic nu reușește să scoartă țara la liman. Pentru că Grecia și Croația împreună ar avea turismul Franței, în mod normal, care este lider mondial în ultimii 30 de ani, de 29 de ori. Și în ultimii 30 de ani, turismul mondial, Franța a câștigat de 29 de ori. Singură dată a fost bătută de Spania. Deci, Franța nu ar avea turismul Croației și Greciei amestecat dacă aceste două țări ar avea savoir-faire-ul respectiv. Chiar dacă, sigur, bogățiile naturale ale Franței sunt superioare, să zicem, pentru că Grecia nu are munte, nu are munte de calibru, nu are Alpi și Pirinei. Dar ceea ce pot să adune aceste două țări și impactul pe care l-au, pentru că sunt cunoscute mondialmente pentru turism, Grecia are istoria pe care o are în urmă, Croația este un Eldorado, practic în mijlocul Europei, Marea Adriatică este cea mai frumoasă mare din lume, așa este considerată, aceste două țări nu știu să beneficieze de acest turism, exact cum nu știa România să beneficieze de agricultură. Uite că astăzi se vorbește și despre mătrășirea lui Petrică Daia, care este un fel de paria de când Liviu Dragnea a fost răzuit de pe pereții partidului. Petre Daia, care i-a amenințat așadar cu demiterea, la fel ca și Carmen Dan, deși șansele ca doamna de la Teleorman să plece sunt un pic mai mici, pe Petre Daia îl poți arunca mai ușor la gunoi. El nu are niciun fel de utilitate în PSD, așa cum am intuit, deși era lăudat de toată lumea. Iată că odată ce a căzut mentorul, el nu mai există. Bun, apropo de aceste pensii, să nu vă neliniștiți, pensiile speciale rămân, adică cele pentru aleșii neamului, până la urmă senatorii nu și-au dat chiar cu stângul în drept, deși problema va fi reluată în Senat. Ei ar avea ce ar avea senatorii cu pensiile astea ale pulimii. Într-adevăr, sunt destul de greu de plătit, pentru că țara nu-și permite. Dar nu putem să trăim pe un picior nici măcar atât de mic cum este cel al creșterii pensiilor și salariilor bugetare pe termen lung. Deci să nu vă faceți iluzii. Dar România n-a luat-o pe drumul cel bun. Dimpotrivă, mă tem că vom deconta acești ani de PSD încă vreun cincinal de aici înainte, pentru că totul a fost făcut nu prost, ci catastrofal. Deci în economie nu este cu Doamne, Doamne sau cu Doamne ajută. În economie este pe cifre, din păcate.
Și aici acest decont va fi până la urmă unul destul de serios pentru noi toți. Bun, ultimatum până la urmă pentru Călin Popescu-Tăriceanu, în sensul în care aldiștii din toată țara prietenesc ultimatum. O rugăminte, practic, la adresa liderului lor, capitanului lor absolut, mai gândiți-vă, domnul Tăriceanu, dar pe noi cui ne lăsați, etc. Călin Popescu-Tăriceanu, care văzând încoată, spun, este colosală știrea, altfel de un impact vecin cu zero la scară europeană, posibilă sa candidatură la Cotroceni. Un căcat. A luat 5% la alegerile de acum 4 ani. Dar în ridicolul ei, în abstractul ei, în sideralul ei, este totuși o știre epocală. Prostul ăsta chiar vrea să se ducă de unul singur. El chiar crede că lumea ține la el, că el reprezintă ceva, că nu dă nimeni doi bani. Călin Popescu-Tăriceanu, partidul lui n-a intrat în Parlamentul European, acolo se spune că nu e vina lui. El nu s-a înscris, nu era primul pe listă la ALDE, cum a făcut Traian Băsescu la PMP, de exemplu. Și acum toți aldiștii au spus, păi vedeți, domnul Tăriceanu, să vede impactul noastră, greutatea noastră. Cum n-ați mai fost pe liste? Ne-ați lăsat pe noi, muritorii. Păi nu ne-am descurcat, nu vă merităm, domnul Tăriceanu. Vă rugăm, nu ne lăsați. Mai ales că acum vedeți că PSD-ul... Și după aia vorbesc un pic de rău, trecem peste acest pasaj... Îi vorbesc un pic de rău pe pesediști și uite așa să mai gândește Călin Popescu-Tăriceanu. Deși ne-a spus cu gura lui, după ce a pierdut Parlamentul European, nu mai iau un calcul posibilitatea. Cât a durat? Câteva zile, câteva săptămâni. Și uite că astăzi să mai gândește, adică va candida. Deci dacă PSD-ul, și el mai orgolios decât Tăriceanu, nu-l va considera candidatul comun al acestei alianțe, să vedeți că omul se va îndârji și va candida de sine stătător. Ce tărășenie! Noi ne-am dorit, bineînțeles. Ce tărășenie monumentală! Da? Să alegi între Tăriceanu și PSD. Și o să se ducă voturile, bineînțeles, o să se spună profită președintele Iohannis. Dumnezeule, cum le știți voi sociologii pe toate, bă? Da? Cum le știți voi, cum profită Iohannis? Dar de ce nu mi-explicați mie ce poate să facă Iohannis? Înțeleg, e președinte, e bătut în cuie, toată țara și îl dorește, toată Europa vrea. De acord, n-are contracandidat. Bă, dar n-am auzit niciodată pe unul, da, un sociolog de ăsta, un expert, un analist, să vină să ne spună care sunt incapacitățile domnului Klaus Werner Iohannis de a conduce România. Nu spun asta ca să îl fac pe Codrin Ștefănescu să se simtă bine, dimpotrivă. Da. Nu, vreau să le dau peste bot pesediștilor spunând că, uite, vă bate unul care nu are competențe de președinte. Asta mă stau și mă tot minunez. Sigur că el este garantul, asta am spus-o noi. Nu trebuie să vină editorialiștii sau nu știu ce lingăi de ăștia să pretindă că știm asta. Că el e garantul, că el stă cu sceptru în mână, că Europa e el. Da, bineînțeles că el n-a lăsat pesedizarea României, că de asta a fost pus acolo. Ok. Asta nu mă împiedică totuși la 30 de ani de la o revoluție sacră, atenție, de la căderea zidului Berlinului, impostorilor, nu mă pune pe mine într-o situație în care să mă mulțumesc cu un președinte ca și Iohannis. Că e destul, s-a spus ce a făcut. Da, n-a lăsat ca ciuma roșie să se întindă peste tot în România, ca mătasea broaștei pe lacul Belina, da, că a făcut aceste eforturi minime de a vorbi de rău PSD-ul atunci când toată lumea era cu voma în gât și că este un președinte federator, ăsta care n-a zis niciodată nimic rău de Europa. Până mâna, nici un bebeluș ăla de 11 ani cu vilă nu spune nimic rău de Europa. Va spune când va fi mare. Deocamdată nu spune. Deci asta nu-i mare lucru. Eu nu pot să fiu atât de ticălos și atât de prost pregătit. Că nu de asta am învățat și am studiat toată viața ca să mă mulțumesc cu un necioplit ca Iohannis președinte la 30 de ani de la Revoluție. Nu se poate așa ceva. Deci este unul care e la limita supraviețuirii, este la limită. E ca atunci când îl chem la laboratorul de biologie, nu știe care e diferența între un merg și o broască și te gândești dacă să-i dai 4 sau 5. Deci el este la nivelul ăsta. Recunoașteți că până la urmă, dacă ați face o analiză corectă, pe care nu puteți să o faceți, asta e, că el este între 4 și 5. Este un președinte căruia poți să-i dai 4,
și mă rog, poți să-i dai 5. Da? Să terminăm odată cu această lipsă de perspective și de de eficiență sau de eficientizare. Da? Nu se poate așa ceva. Și a te mulțumi cu un asemenea personaj este favorit de 4 ani jumate. N-are niciun contracăr. Absolut. Da? N-a venit unul care să propună absolut nimic. Așa este. Dar hai să nu ne mulțumim totuși cu ideea că măcar un